Pe 12 aprilie 1961, Yuri Gagarin a devenit primul om care s-a aventurat în spațiu. În acea zi, el a văzut lumea într-un mod pe care niciun alt om nu l-a mai văzut vreodată. De atunci, doar 560 de oameni au fost în spațiu, cei mai mulți dintre ei fiind astronauți instruiți care au petrecut ani întregi pregătindu-se pentru zborurile lor. Dar când vom avea și noi, oamenii obișnuiți, șansa de a vizita spațiul? Și ce vom face când vom ajunge acolo? În acest videoclip vom vorbi despre viitorul turismului spațial. Vom vorbi de asemenea despre astronauții privați care sunt plătiți pentru a ajunge în spațiu și cum rachetele reutilizabile ar putea ajuta la construirea industriei turismului spațial. De la începutul zborurilor spațiale, doar 7 oameni au plătit până acum pentru a ajunge în spațiu. În 2001, antreprenorul american Dennis Tito a plătit 20 de milioane de dolari pentru o călătorie de 8 zile pe stația spațială internațională. La momentul respectiv, NASA credea că este un lucru inadecvat ca turiștii să meargă în spațiu și, prin urmare, au refuzat oferta. În schimb, el a colaborat cu Rusia și a făcut o călătorie la bordul navei spațiale Soyuz TM-32 alături de 2 cosmonauți. El a spus că își amintește cu extaz de spectaculosul moment atunci când s-a uitat pe fereastra navei pentru prima dată și a văzut curbura pământului pe fundalul întunecat al spațiului. Dennis a petrecut un total de 8 zile la bordul navei spațiale Soyuz TM-32, unde a luat parte la diferite experimente și a admirat incredibila priveliște a pământului. Până acum, numărul vizitatorilor în spațiu care și-au plătit excursia este foarte mic, însă acest lucru se poate schimba în viitorul apropiat. Cum din ce în ce mai multe companii spațiale private construiesc nave reutilizabile, costul zborurilor spațiale încep să scadă într-un mod dramatic. Producătorul aerospațial american Blue Origin a început să dezvolte nava spațială New Shepard specială pentru zboruri turistice în spațiu. Această capsulă are 6 locuri și cele mai mari ferestre văzute vreodată pe o navă spațială. În timpul acestor zboruri, racheta va accelera până la distanța de 100 de kilometri altitudine, după care își va opri motorul și va elibera capsula. În acest moment, capsula este practic în cădere liberă, însă călătorește în sus până la cel mai înalt punct. De asemenea, pasagerii din interior vor putea să-și părăsească locurile și să experimenteze efectele gravitației zero. Câteva minute mai târziu, ei vor fi nevoiți să se reîntoarcă pe locurile lor înainte de reintrarea în atmosfera a capsulei, unde efectele de gravitație zero dispar. Cu toate că aceste zboruri vor fi foarte scurte, rachetele reutilizabile ar putea oferi clienților o șansă să experimenteze misiunea spațiului pentru doar 200.000 de dolari. Chiar dacă această excursie va fi accesibilă doar oamenilor bogați, este un pas în direcția corectă dacă zborurile spațiale vor atinge vreodată standardele de securitate și prețurile călătoriilor avioanelor de pasageri. Totuși, pe măsură ce industria crește și companiile concurează pentru a atinge cea mai ieftină cursă în spațiu, aceste prețuri ar putea să scadă și mai mult. Dacă fiecare vehicul spațial poate fi refolosit de mai multe ori înainte de a avea nevoie de recondiționări serioase, clienții vor fi nevoiți să acopere doar costul combustibilului și al membrilor echipajului. Un avion poate zbura de mai multe ori într-o zi și să efectueze 10.000 de zboruri pe toată durata sa de funcționare. Dacă o rachetă poate atinge chiar și o fracție din aceste numere, turismul spațial ar putea fi deschis publicului larg, dar dezvoltarea unei curse ieftine în spațiu reprezintă doar jumătate din problemele reale. Costul vieții în spațiu încă este un lux costisitor. NASA cheltuie aproximativ 4 miliarde de dolari pe an pentru a întreține stația spațială internațională. După zeci de ani în care a evitat comercializarea, NASA a deschis recent stația spațială clienților care sunt dornici să plătească un sejur acolo, dar din cauza costurilor de funcționare extrem de mari, stația este o destinație doar pentru cei bogați care își permit. Totuși, dacă faci parte din puținii oameni care își permit, apa și mâncarea te vor costa 22.500 de dolari pe zi.
Odată ce toate serviciile sunt incluse, cum ar fi electricitatea și accesul la internet, o cazare pentru o noapte pe Stația Spațială Internațională te va costa cel puțin 35.000 de dolari. Pentru ca turismul spațial să devină realitate, costul operării și construirii unui habitat în spațiu va trebui redus drastic. Compania startup americană de tehnologie spațială Bigelow Aerospace dezvoltă module gonflabile mari pentru stațiile spațiale. Acestea pot fi împachetate în compartimentul de sarcină utilă al rachetei, după care se umflă până când ajunge în spațiu, atingând o dimensiune mult mai mare. Ideea este că modulele extensibile precum acestea ar putea fi fundația perfectă pentru hotelurile spațiale. Momentan, Stația Spațială Internațională necesită o echipă enormă formată din oameni care lucrează 24 de ore pe zi doar pentru a menține funcționarea normală a stației. Bigelow Aerospace speră să simplifice modul de funcționare al modulelor dezvoltate de ei și să reducă cheltuielile de funcționare. În concluzie, deși ideea de turism poate părea o fantezie distantă, progresele incredibile în domeniul rachetelor reutilizabile și modulelor spațiale ar putea deschide în curând ușa pentru o nouă generație de exploratori. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!